Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou clip de această dată. O să facem un clip foarte așteptat de voi, mai exact camera testul de la S10 Plus. Avem aici telefonul, sunt foarte curios să văd de ce e capabil și cât de avansat este de predecesorul, predecesorul S7. Normal, nu e 7 Edge, bine. Nu e nicio diferență când vine vorba de camere între 7 și 7 Edge, dar o să vedem noi exact și surprinzător, vă zic dinainte, S7 nu e chiar așa de nou pe cum am crezut eu. Oricum, au avansat în anii ăștia și o să vedem acum exact care cum stă treaba. Dar înainte să începem, vreau să vă rog acolo să dați pe butonul de like dacă vreți să continuăm să mai facem clipuri legate de acest telefon și să dați pe butonul de subscribe dacă sunteți noi pe canal împreună cu clopoțelul ăla, că altfel notificările alea nu pria. Acum, haideți să trecem la numere. O să începem numerele cu Samsung Galaxy S10 Plus, cu camerele de pe față. Avem o cameră de 10 megapixeli cu tehnologie dual pixel, cu un unghi de vizualizare de 80 de grade și o apertură de 1.9. Iar a doua cameră este o cameră de adâncime care te ajută să faci portrete cu un unghi de vizualizare de 90 de grade și o apertură de 2.2. Pe spatele telefonului găsim 3 camere, mai exact prima cameră de telefoto de 12 megapixeli cu un unghi de vizualizare de 45 de grade și o apertură de 2.4. A doua cameră de pe spate este un wide angle de 12 megapixeli cu o tehnologie super speed dual pixel cu stabilizare optică, un unghi de vizualizare de 77 de grade și o apertură duală de 1.5 și 2.4. A treia cameră este o cameră ultra-wide cu un unghi de vizualizare de 123 de grade și o apertură de 2.2. S7 are decât două camere, una pe față și una pe spate, cea de pe față cu 5 megapixeli și o apertură de 1.7, iar cea de pe spate cu 12 megapixeli, o apertură de 1.7 și cu tehnologia dual pixel cu stabilizare optică. Acum să lăsăm numerele într-o parte, pentru că numerele ne arată ce este mai bun. Și acum haideți să trecem la fapte, să vedem ce poate fiecare telefon. În prima poză avem o poză a guvernului și putem observa că pe S10 Plus avem puțin mai multă saturație și cerul este mult mai clar decât în S7, iar calitatea asfaltului este mult superioară pe S10 Plus, putem observa mult mai multe detalii pe asfalt, dar totuși, dacă ne uităm la distanță, putem observa că S7 nu pierde chiar atât de multe detalii pe cât mă așteptam eu și se descurcă destul de bine, după părerea mea, în anul 2019. În a doua poză avem Muzeul Săranului Român, iar pe S10 putem observa că face mult mai bună treaba când vine vorba de calitatea cărămizilor. Dacă ne uităm mai exact, este mult mai luminos și în același timp nici nu ultra expune cerul, este mult mai clar pe S10 Plus, ceea ce era de așteptat, dar în același timp S7 face o treabă destul de bună. Haideți să dăm și puțin zoom. Am dat zoom digital pe S7 și un zoom optic pe S10 și dacă dăm încă puțin zoom, putem observa că avem mai multe detalii și nu se pierd așa de multe pe S10 Plus, dar nici S7, dacă ești un utilizator normal, nu o să vrei neapărat mai mult. O chestie care S7-le din păcate nu o are este acea cameră wide care te poate ajuta să faci niște poze super, super epice. Haideți să vă dau un exemplu. Deci cam așa arată normal poza făcută de S10 și BOOM! Cam așa arată poza wide. Deci efectiv mie îmi place mult mai mult camera asta, deci a început să-mi placă extrem de mult camera asta wide, mai ales când faci la monumente mari și nu prea ai cum să le bagi în cadru. Camera asta wide este foarte folositoare. O să trecem acum la pozele în low light. Avem aici o poză cu o mică sursă de lumină. Acum dacă ne uităm la poza asta, voi ați crede că ar fi o sursă foarte mare de lumină în spate, dar chiar nu a fost o lumină în spate și dacă dăm puțin zoom pe chestiile alea acolo, nici măcar nu știu ce sunt treburile alea acolo,
Putem observa că S10 Plus are mai multe detalii când vine vorba de zoomat, ceea ce e destul de logic. Dar e ciudat că S10 dă niște tonuri mai calde. Următoarea poză este făcută din aceeași poziție și putem observa aici expunerea cât de bună este pe S10. Pe S7 abia putem vedea fața Mirunei, unde pe S10 se pot vedea și detaliile de pe bluză. Avem o expunere mult mai bună pe S10. Acum o să vă arăt și o poză portret, ceea ce din păcate E7 nu poate să facă de niciun fel, nu a primit niciun update de software să poată să facă cu o singură cameră cum poate să facă Google Pixel sau iPhone XR. Din păcate E7-le nu a primit această opțiune și nu are această tehnologie, dar uitați-vă cum arată un portret foarte frumos, deci îmi place foarte mult efectul ăsta alb-negru în jur și obiectul la care îi faci bokeh să fie culoarea normală. Mi se pare un efect destul de mișto și unic în același timp. Aici avem din nou o poză făcută la extrem de întuneric. M-am apropiat mai mult de zona de întuneric. Acolo, cu ochiul liber, nu puteai să vezi aceste chestii negre de pe perete. Efectiv, nu le puteai vedea cu ochiul liber. E destul de interesant că a avansat atât de mult tehnologia încât putem vedea mai bine cu o cameră decât putem vedea cu ochiul liber. Din nou avem aceeași problemă. S10 Plus are culorile mai calde decât S7, ceea ce din nou e ciudat pentru că și S7 are de obicei tente spre culori calde, dar acum S10 are chiar foarte calde. Parcă avem puțin mai multe detalii pe S10 Plus, dar nu cu mult, chiar când vine vorba de detalii, parcă sunt cap în cap. Acum avem o poză făcută împotriva sursei de lumină. Efectiv, soarele era în spatele Mirunei și observăm aici că avem niște detalii mai bune dacă dăm zoom pe fața Mirunei. Se observă puțin mai bine decât se vede pe S7, dar totuși pierdem destul de multe detalii. Acum o să vă arăt și niște poze făcute de Miruna mie, o să le găsiți și pe Instagram, așa că nu uitați, dați un follow pe Instagram, aveți linkul în descriere și mă numesc Andrei Ro cu 2 de i, să facem acolo cât mai rapid 10.000 de followeri. Revenind, acum vă arăt o poză din beznă folosind blitzul și putem observa că pe S10 parcă din nou avem niște tonuri mult mai calde, ceea ce e destul de ciudat. Acum o să vă arăt un mic exemplu de macro. Am făcut o poză la o floare. Și dacă dăm zoom, să știți că pe S10 avem, parcă arată puțin mai bine, avem bokeh-ul ăla puțin mai frumos, dar și pe S7 arată destul de bine. Acum, haideți să trecem la partea de video pe care mulți dintre voi probabil o așteptați pentru că vreți să deveniți vloggeri și, sincer, camera de pe S10 este foarte folositoare dacă vreți să vă apucați de vlog. Haideți să vedem cum se compară cu S7. E ok, ambele nu pot să-mi dau exact seama după. Hai să mergem puțin. O să vorbesc eu atunci, știi ceva? Vorbesc pe microfon, nu vorbesc acum. Hai și pe aici. Hai pe aici. Și acum la faza de soare, putem observa că pe S7 este foarte expusă Miruna la soare, când pe S10 Plus a făcut o treabă mult mai bună să focuseze lumina. Guys, deci cam așa arată filmarea 4K pe ambele telefoane. Vreau să spuneți în comentarii care vi se pare că filmează mai bine. Bine, probabil că S10 Plus, aici o avem și pe Miruna. Iar acum o să vă arăt un mic exemplu de stabilizare filmat la Full HD pe ambele telefoane. So, haideți să vedem care se descurcă mai bine la stabilizare. Guys, și cam așa arată filmarea pe Full HD. Și acum o să fac o mică alergare să vă arăt stabilizarea. Și cam așa arată filmarea pe Full HD. Și acum o să fac o mică alergare să vă arăt stabilizarea.
Cam așa arată stabilizarea, nu știu cum s-a văzut pentru că nu m-am uitat la telefon, m-am uitat să nu cumva să mă împiedic pe aici. Este la o lumină destul de slabă și acum am întreb și către ceva mai slab și vreau să uitați la detalii care vi se pare că are mai multe detalii. Trebuie să țineți cont că toate cadrele astea de filmare au fost făcute într-o lumină foarte slabă și dacă, spre exemplu, dacă filmați într-un parc cu multă lumină sau afară, nu într-o clădire, o să iasă un rezultat mult mai bun pentru că să aveți mai multe detalii, pentru că odată ce nu aveți lumină, automat o să se piardă foarte multe din detalii, dar putem observa în același timp că S10 Plus are o stabilizare incredibilă, deci nu știu cum au reușit cei de la Samsung să facă așa o stabilizare. V-am arătat-o și în clipul de unboxing, o să vă mai arăt acum o dată filmarea de pe S10 Plus pe care am pus-o și în unboxing. Și acum o să vreau să vă arăt un exemplu de video care ar trebui să fie cam la fel. Ambele telefoane filmează la Full HD 60fps în acest clip și ar trebui să fie destul de asemănătoare. Haideți să vedem cum se descurcă. Spuneți ce părere aveți aici, o avem și pe Miruna, suntem pe acoperiș aici. O să încerc să îndrept spre mai multe chestii, să văd cât de rapid este focusarea, etc. Stabilizarea este pornită la ambele, numai că în momentul de față nu avem Super Steady modul on la Samsung Galaxy S10 Plus. Este doar stabilizarea. Oricum, din câte văd eu aici pe preview, S10 Plus are puțin mai multe detalii. Dar mai mult o să văd la editare, evident. Hai să vedem care dă mai repede focus pe împotriva luminii. După că S10 a dat, S7-le puțin mai greu, ne apropiem ambele culorile și acum, iar focusarea pe un loc întunecat este considerabil mai rapidă pe S10 Plus. Și lăsăm pentru la urmă o poză selfie a setup-ului meu. Putem observa că pe S10 Plus avem puțin mai multe detalii destul de așteptat, pentru că camera de pe față este complet superioară față de cea de pe S7. Deci, doamne, cam am dat cu acest clip, sper că v-a plăcut, vreau să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre S7, dacă v-a plăcut, da sau nu. Eu zic că s-a descurcat destul de bine în comparație cu S10, adică am rămas complet surprins, nu mă așteptam să aibă niște rezultate atât de bune în comparație cu S10 Plus. Știu că este superior S10 Plus, este logic să fie superior S10 Plus, dar S7 a făcut o treabă destul de bună după părerea mea. Mă rog, vreau să spuneți și părerea voastră în secțiunea de comentarii, vreau să vă zic de acum că eu nu sunt profesionist, că vine vorba de fotografii, eu mi-am dat cu părerea mea, eu nu sunt profesionist, dacă am greșit cu ceva îmi cer scuze, puteți să mă corectați în secțiunea de comentarii, nu e absolut nicio problemă, vreau doar să știți că nu mă pricep. Eu am fost Andrei, cam am dat cu acest clip, următorul clip o să fie cu review-ul, dacă o să strâng multe like la acest clip, deci dați pe butonul de like și subscribe. Eu am fost Andrei și până la tare, am fost. Bye bye!